cheltuieli mai mici, la licitația pe partea de inputuri, licitații pe partea de vânzări, adică ne ajută fiecare ban și la vânzări și la cumpărări. Vă spun sincer, și pe partea de stocare, adică strângând cerealele cooperativei, licitație, bineînțeles, prețuri mai mari, venituri mai mari, orice e destul de ușor de înțeles, dar pentru cine vrea să înțeleagă. Eu am și înființat o cooperativă undeva în 2016. Avem ceva fermieri tineri, adică membrii fondatori și încă doi fermieri, dar ceva să zic peste 45 de ani, 50 de ani, nu au vrut să audă așa ceva, știu ei cum să-și facă treaba. Astfel de programe sunt bune? Sunt? Da, da, clar da. Majoritatea persoanelor sunt reticente. De ce? Sunt fermieri îmbătrâniți, majoritatea, și nu acceptă, ei consideră că în momentul în care cooperativa e înființată, eu sunt președinte, consideră că noi și direcționăm părțile în care noi dorim, lucru care nu este adevărat, orice lucru se supune la vot, dar e mult mai greu să intri, să te înțelegi cu ei. Speranța moare ultima, dar anual, gradual, încercăm să ajungem la cât mai mulți, 5 fondatori plus încă 2, 7 membri suntem la ora actuală. Nu e nevoie neapărat de mai multe, e nevoie ca fermierii să se unească. Nu e nevoie, nici măcar nu era nevoie nici de asta pe care am înființat-o eu. Dacă eram de acord cu fermierii să mergem la una, cu cât mai mulți, cu atât mai bine.